Bună seara, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți programele VPTV. În prima parte a acestei emisiuni discutăm despre Poliția Locală Ploiești și pentru a face acest lucru, aici în studio se află doamna Carmen Gheorghe, directorul Poliției Locale Ploiești. Bună seara, doamna director, bine ați venit. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Invitația nu este întâmplătoare pentru că în curând putem să sărbătorim Ziua Poliției Locale și o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți câteva cuvinte despre acest eveniment. Pe 21 mai este Ziua Poliției Locale. De anul trecut, printr-o ordonanță de urgență, a fost declarată ziua de 21 mai. De fapt, Sfinții Constantin și Elena sunt sfinții care ne patronează activitatea. Ne-am bucurat foarte mult că de anul trecut, în sfârșit, avem o zi a noastră. Până anul trecut, faptul că Poliția Comunitară a fost înființată aproape peste tot în țară cu 1 aprilie, 1 aprilie nu doar că era ziua păcălelilor, dar și reprezenta ziua Poliției Comunitare. Faptul că am reușit, și când spun am reușit, vorbesc și de sindicate, toate sindicatele care ne reprezintă, Federația Națională a Polițiștilor Locali, au reușit și printr-un proiect s-a hotărât ca ziua de 21 mai să fie ziua polițiștilor locali. Cel puțin în acest an se suprapune cu zilele Ploieștiului. Da, este o coincidență frumoasă, fericită, zic eu, plăcută pentru noi, pentru că astfel ziua de duminică 21 mai să fie prinsă și în calendarul zilelor municipiului Ploiești. Pentru noi este o onoare să fim și noi sărbătoriți. Domnul primar cu conducerea primăriei vor veni alături de noi și probabil că împreună cel puțin o oră vom încerca să facem și noi niște activități plăcute pentru polițiștii locali. Nu o să vă întreb acum exact ce o să nu faceți. Dăm totul din casă. Nu dăm totul din casă. Trebuie să ne oferiți niște surprize. Trebuie să fie și niște surprize. Mi-aș dori foarte mult ca în curtea noastră să poposească și tineri copii, elevi, să ne vadă și pe noi într-o zi de sărbătoare și, de ce nu, poate facem și niște mici polițiști locali voluntari, încercăm să facem câteva surprize plăcute. Interesant, mai sunt doar câteva zile, nu mai foarte mult până atunci, așa că vom avea parte de un eveniment interesant și frumos în cadrul tuturor evenimentelor legate de zilele Ploieștiului. Noi vom fi și la datorie, pentru că tot ce înseamnă zilele orașului și absolut orice sărbătoare sau acțiune organizată în municipiu, suntem prezenți alături de colegii noștri din Poliția Națională, Jandarmerie, atunci vă dați seama că nu va fi destul de ușor, dar totuși este o zi a noastră și trebuie să o luăm ca atare. Haideți să continuăm discuția noastră vorbind despre Poliția Locală Ploiești și aș vrea să începem cu luna martie acestui an. Ați avut o ședință în cadrul primăriei Ploiești, Poliția Locală. Domnul primar Adrian Dobre a dat o declarație după acea discuție cu dumneavoastră și cu întreaga conducere a Poliției Locale, care urma niște restructurări pentru eficientizare. Dacă am reținut bine cuvântul restructurări, nu cred că se referea la concedieri, ci la o reconfigurare, să spun așa, a Poliției Locale. Nu s-a pus problema ca cineva să fie dat afară din sincer să fim, nici nu prea ar avea de unde să fie dat, pentru că numărul Domnul polițiștilor locali e deja mic. Într-adevăr, în decursul lunii martie ne-a solicitat o întrevedere. Eu, alături de toți colegii mei, șefi de serviciu, de birou, să ne și cunoască pe toți și totodată să ne spunem și bunele și relele și de o parte și de cealaltă. Și în opinia mea și a dumnealui a rezultat că trebuie să facem o reechilibrare a organigramei. Nu s-a pus problema așa cum s-a speculat după, da, ca cineva să fie dat afară. Nu. E foarte bine că și este bine să lămurim ca toată categoric lumea să înțeleagă. Nu. Dânsul ne-a spus să găsim soluții, să venim cu soluții pentru a fi o mai bună
eficiență în teren. Adică, ce se dorește? Și asta nu o dorește numai dumnealui și eu mi-o doresc ca director. Mai mulți oameni în stradă, mai mulți oameni de ordine publică, mai mulți oameni pe care să-i vedem pe străzi, în patrulare. În momentul de față, organigrama primăriei are 240 de angajați. 240 de angajați nu înseamnă că sunt toți în stradă. În numărul acesta intră și personalul TESA, dar în personalul TESA intră tot polițiști locali, cum ar fi Serviciul de Control Comercial, Disciplina în Construcții, Biroul de Mediu, Contabilitate, Juridic, Administrativ, Resurse Umane. Deci toate acestea fac parte din acest număr, fără de care instituția, cei din teren, nu pot lucra. Cu siguranță. Pentru că automat trebuie să avem oameni care fac salarii, oameni care țin evidența. Deci este o întreagă mașinărie în care nu poate să lipsească o piesă. Încercăm să găsim soluții, pentru că am putea ca municipiu să avem un număr mai mare de angajați. Nu ne permite, în schimb, legea. Deocamdată este legea care ne spune 1 la 1000 de locuitori, un polițist local la 1000 de locuitori. Ori noi nu putem depăși acest număr. Chiar dacă în trecut, până în 2010, când a apărut legea, eram 450. Aproape dublu. În momentul în care se ieșea la un schimb pe stradă, se cunoștea. Ieșeau în jur de 70-80 de persoane. Și într-adevăr, poliția locală atunci era foarte atunci vizibilă. Atunci puteam face față. În momentul de față, și este normal ca cetățen să spună, domne, pe eu în cartier la mine nu v-am văzut niciodată. Este normal și vă și explic de ce. Există un plan de siguranță la nivel de municipiu între noi, Poliția Națională și jandarmi. Prin acest plan ne-am responsabilizat cu 10 zone din municipiu. Deci, efectiv, prezența noastră pe stradă nu o să fie decât în aceste zone. Pentru că poliția 10 are... zone din câte, doamna director? În câte zone a fost 10, împărțit? Orașul este împărțit, da, pe mai multe zone. Sunt, da, în jur de 33-34 de zone. Deci pe o treime din oraș, cel puțin așa, la prima vedere. Dar, depinde foarte, da, mult, da, și o cum zonă mai sunt mică, arondate. Una mai mare, exact, sigur. Ce se întâmplă? Eu am spus, asta este capacitatea mea și atât pot, că atâția oameni am. Pe lângă aceste zone pe care eu trebuie să le am în vedere, am planul tot la nivelul poliției și a jandarmilor cu privire la paza școlilor pe exterior. Și am un număr de 8 școli. Deci eu trebuie să asigur inclusiv dimineața, la prânz și seara. Da. Am un protocol cu TCE-ul, am anumite trasee și anumite ore la care facem echipe comune cu controlorii dumnealor. Ăsta nu este numărul. Mi-aș dori să fie, da, mai mult și să facem față la toate cerințele cetățenilor. Dar atât putem. Nu putem mai mult. Apropo de TCE, ne spuneați despre protocolul încheiat cu TCE-ul, fostul RATP, da, fostul RATP, operatorul de transport public din oraș, și spuneați că aveți un protocol încheiat pentru controlul de bilete. Da. Ați văzut, a apărut în presă și a făcut mare vâlvă și pe bună dreptate faptul că în anumite zone niște tineri au un comportament cu totul și cu totul. Sunt anumite trasee, pentru că noi avem protocolul de cel puțin 2 ani cu TCE-ul, deci protocolul nostru nu a fost încheiat după ce a apărut în, da, mass media. Da, da, da. Și să spunem că poate că a fost un caz fericit că a apărut în mass media, că așa de fapt a ajuns ca lumea să cunoască ce se întâmplă cu adevărat, și noi avem foarte multe spețe. Deci cred că pe săptămână cel puțin 2-3 spețe sunt de genul acesta, în care avem nevoie și de echipa noastră de intervenție, în care avem nevoie chiar de poliție. Deci chiar sunt probleme. Dacă orașul este împărțit în 30 de zone și Poliția Locală Ploiești patrulează în 10, ați spus dumneavoastră, dacă locuiesc în celelalte, într-un sunt din... colegii noștri de la poliție sau de la jandarmi. Da, dar deci... dacă sunt la Poliția Locală cerând sprijin, ajutor... Mergem.
Deci, mergeți în orice cineva, colțișor al orașului. XY, un cetățean al municipiului, sună pe telefonul 954 și are o problemă în care, într-adevăr, trebuie să ne deplasăm, nu se ține cont de zonă și primul echipaj sau cel mai aproape de zona respectivă sau în momentul în care este liber, va merge acolo. Am înțeles. Și asta nu e valabil numai pentru intervenții de urgență, altercații, etc., ci și pentru, spuneați dumneavoastră, de, că aveți mediu un departament de mediu, de construcții, observ orice ceva și vreau sesizare, să... Orice sesizare pe care o primim din dispecerat, automat ne deplasăm. Am înțeles. Indiferent în limita efectivelor pe care le avem în acel moment. Este posibil ca în acel moment toate forțele să fie angrenate în alte activități și imediat cum se eliberează cineva, merge către sesizarea respectivă. Mă gândeam ce interesant ar fi și ce bine ar fi pentru ploieșteni, pentru părinții ploieșteni. Spuneți că aveți doar 8 școli la care asigurați... Avem doar 8, numai puțin. Da. Ca să nu se înțeleagă greșit, toate școlile, toate unitățile intră de învățământ sunt cuprinse în acest plan. Dar, cum spuneam și mai devreme, sunt repartizate. Poliție, jandarmi și noi. Da. Atât putem noi face față. Dacă din puteam cauza face mai mult, luăm redus, mai multe școli. Da, dar da. Atât pot face față, la atât suntem prezenți. Ca să terminăm acest subiect, mă gândeam cât de bine ar fi fost pentru părinți, care știți că sunt... nu obligați, dar obligați din cauza copilului, să gândesc la siguranța copilului, să strângă fondul clasei, fondul școlii, etc., ca să, printre altele, să contracteze o firmă de pază pentru a asigura... Pe interior, pe interiorul școlii. Noi nu suntem decât în exteriorul școlii. Numai exterior, școlii. Am înțeles. Și suntem foarte atenți la trecerile de pieton, la faptul că mai apar copii mai mari care vin, îi așteaptă. Da. Deci sunt anumite aspecte în interiorul pe care școlii le mai sunt și profesori, să spunem că sunt copii mai în siguranță. În exterior, într-adevăr, să în anumite zone. Să știți că ce am văzut eu, majoritatea școlilor au și camere de luat vederi pe interior. Da. Deci eu cred că undeva activitatea pe interior este destul de urmărită și gestionată bine. Ca să nu mai spun că sunt și colegii noștri de la poliție, poliția de proximitate, care săptămânal vizitează fiecare școală și sunt la curent cu absolut toate problemele care le au. Atribuții pe zona rutieră? Pe zona rutieră avem atribuțiile de când a apărut legea din 2010 și pot spune că mai nou, din 2015, de când am revenit la Ploiești, serviciul rutier acționează atât pe staționări, pe parcări, pe opriri neregulamentare, pe sens unic, pe interzis. Vă pot spune că colegii mei, polițiștii locali de circulație, nu fac față să scrie procesele verbale. Nu sunt... E de înțeles, pentru cine merge prin Ploiești este de înțeles. Nu, vreau să vă spun că întotdeauna există acea problemă să moară și capra vecinului. Deci, dau un exemplu și n-aș vrea să fiu înțeleasă greșit și să mă luați ca atare. 3 mașini parcate, normal că te duci la prima, l-ai sancționat, până când te-ai dus la al doilea, deja poate că a și plecat. Iei numărul și mai departe îi întocmești un proces verbal la sediu. Da. Dar astea sunt probleme inerente. Automat cel amendat... Păi numai pe mine, domnilor, de ce numai pe mine? Vine cu o sesizare și spune doar pe mine, doar eu am fost amendat, celălalt nu a fost. Greșit, pentru că se iau măsurile pentru toți la fel. Niciodată nu s-au făcut diferențe. Așa că pot spune că activitatea este una mulțumitoare. Normal că este loc și de mai bine. Nu pot să spun că, și aici nu mă refer doar la circulație, mă refer la tot ce înseamnă polițist local. Sunt și aici pe mai multe calități, oameni care într-adevăr pot rezolva orice speță, colegi care sunt mai puțin binevoitori, colegi care poate sunt certați cu comunicarea, cu modul de a înțelege să-și ducă la îndeplinire toate sarcinile și mai nou, după ce salariile au crescut destul de mult, cred că în momentul ăsta
Și nu doar noi, Ploieștiu, și vorbeam și cu colegii din toată țara, majoritatea au înțeles că avem doar drepturi și obligații mai puține. Eu am făcut apel la colegii mei să încercăm să fim mai activi, să fim mai apropiați de cetățeni, că până la urmă munca și banii, salariile pe care le luăm, trebuie să reflecte în activitatea orașului și cetățeanul X, Y, Z să fie mulțumit. Așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie. Aș vrea să vă întreb, pentru că ați deschis acest capitol, primiți reclamații, știu eu, în legătură cu comportamentul? Eu în fiecare vineri am audiențe. Și vă rog să mă credeți că nu sunt foarte multe audiențe. Să spunem un număr de 3, 4, 5 cetățeni care sunt nemulțumiți de activitatea polițiștilor locali, exercitându-și sarcinile de serviciu. De multe ori, știți, cu diplomație încerc să-i spui cetățeanului, știți, că e jenant să vezi că colegul tău nu a aplicat corect legea sau de ce trebuie ca cetățeanul să ajungă la șef ca să rezolve o problemă. Deci este o chestie care, trebuie să recunoaștem, ne lovim de acest aspect. Da. Și vă spun că 80% din audiențe înclin să dau dreptate. Și probabil că se lasă și cu sancțiuni. Da, oarecum. Am înțeles. Nu mai avem foarte mult timp, doamna director. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte și despre colegii dumneavoastră de la Poliția Locală, care s-au dus la un concurs de tir, nu? Este... Și s-au întors cu premii. Este o activitate, să zicem, un pic extra servici. Și eu cel puțin le-am spus că la întoarcere pe drum de la Pitești a fost deocamdată faza pe regiune, regiunea Muntenia, și au fost mai multe probe sportive, dar noi, Ploieștiu, ne-am înscris decât la tenis de masă individual și echipă și la tir individual și echipă. Și am avut doi băieți la tenis de masă și au participat și individual și pe echipă și la tir doi băieți care au participat individual și echipă și eu care am concurat cu colegii mei directori din regiune. Am fost foarte mândră. Ați adus medalia. Nu medalia, medaliile. Medaliile. Am luat la proba de tenis individual locul 1, locul 3 și locul 1 pe echipe. La tir am luat locul 1 pe echipe, locul 1 și 3 individual și eu la concursul cu directori locul 3. Locul 3. Da, ca presupun că ați concurat cu omologii ai dumneavoastră, cu unii bărbați. Nu unii, eu sunt singura femeie. Iată. Și oarecum s-a simțit domnul director de pe locul 4, iar mă gândesc. Foarte frumos a fost, colegii mei de la și președintele federației și colegul meu de la Pitești mi-au înmânat o plachetă cu cel mai vechi director, pentru că eu sunt din 2005 și director, chiar dacă am poposit 5 ani și la Câmpina, tot director am fost. Și atunci a fost un semn de recunoaștere pentru activitatea pe care am depus-o în acest domeniu. Urmează ca vineri, sâmbătă, avem faza pe țară. Ne vom întâlni la Călimănești cu ceilalți colegi din celelalte regiuni și ne vom lupta, ne vom duela la sânge pentru cupe și pentru medalii. De acolo eu mă simt foarte mândră și tot... le mulțumesc colegilor mei că au reușit să mă facă și pe mine și pe ceilalți colegi fericiți, că până la urmă este o mândrie a noastră că suntem buni și în sport. Sigur, contează foarte mult. Da. Ați pomenit de perioada Câmpina. Care oraș e mai ușor, Câmpina sau Ploiești? Nu se compară, nu putem face o comparație. Ploiești are 250.000 de locuitori, Câmpina are 35.000. Vă dați seama că Câmpina este un oraș extraordinar de frumos, un oraș mult mai liniștit. Este un cartier, să spun, din municipiul Ploieștiului, ca populație, nu și ca întindere. Dar
Este un oraș, așa cum se spune și cum citim pe internet, dacă dăm orașul Câmpina, un oraș al intelectualilor, da. Un oraș curat, un oraș cu multe zile însorite și cu o calitate umană mult peste. Un oraș în care cine se plimbă pe stradă are ocazia să vadă oameni zâmbind. Fiind oraș mic, se cunosc între dânsii și eu zic că și administrația de acolo și-a lăsat amprenta, pentru că are o vechime și și-a lăsat totuși o amprentă în bine, în absolut tot ce s-a întâmplat în municipiu. Este un oraș foarte frumos. Nu că Ploieștiul n-ar fi. Nu că Ploieștiul nu este și niciodată nu o să spun asta. Este orașul în care m-am născut, în care am crescut, în care am evoluat și care îmi place să trăiesc atâtea zile cât îmi dă Dumnezeu. Și sunt lucruri foarte frumoase și în oraș, dar pe mine cel puțin mă deranjează că nu mai există civilizație și parcă s-a uitat de simțul civic și de cei 7 ani de acasă. Eu cred că putem planta noi 1000 de pomi și 1000 de polițiști locali să-i păzească. Putem noi crea 1000 de coșuri de gunoi și 1000 de polițiști locali să le păzească. Nu cred că este o soluție. Soluția este la educația noastră și la cum ne învățăm copiii, nepoții, să-i educăm și să-i formăm pentru societate. Dacă ne place să trăim în mizerie, mizerie vom avea. N-aș fi vrut să deschid subiectul, dar dacă ați făcut dumneavoastră acest lucru, e primăvară, o să înceapă vremea foarte frumoasă și o să ne anunțe SGU, fostul ADPP, da? Că iar o să reia lucrările de ecologizare a Albiei, Pârâului, Dâmbu, da. Lucru care îl face de 2-3 ori pe an, pe banii tuturor ploieștenilor, pentru că niște oameni care locuiesc în zonă, în ciuda faptului că mai sunt amendați de colegii de-ai dumneavoastră, că li se tot atrage atenția, tot acolo aruncă gunoiul și vin oamenii de la SGU, bineînțeles plătiți, își iau salariul pentru asta, curat. Să facă curat în urma lor. Noi să-i păzim, să-i plătim, dar credeți că e normal? Absolut deloc. Absolut deloc. Și de aceea vă spun, este ușor să zici, polițiștii locali nu-și fac treaba, polițiștii locali nu așa, dar noi ce facem? Noi, cetățenii, societatea civilă, X, Y, Z, de ce acceptăm lucrurile astea? Vezi din mașină cum deschide portiera și ți-a aruncat scrumiera sau pachetul de țigări pe jos. E ok? Copilul care este în mașină lângă tine, ce va vedea, ce va crede? Nu, dar să ne întoarcem la știrea cu scandalul din autobuzele TC. Așa, din autobuzele TC. Presupun că erau 2-3 bărbați acolo care ar fi putut să intervină la modul foarte categoric și foarte hotărât. Nu, Doamne ferește, să se ajungă la cine știe ce, dar cât să pună mâna pe respectivii golănași și să sune la 112. Cred că și exact ce vă spuneam, dacă societatea civilă, nu, adică noi, toți oamenii, că asta înțeleg prin societatea civilă, am învățat să avem o reacție imediat față de o faptă din asta urâtă, cred că nu și-ar mai permite să facă urât. Dar noi am permis și așa cum se spune, am permis și altor categorii de, sau etnii de oameni, le-am permis să ne se urce în cap. Și atunci suportăm rigorile. Da. Nu mai avem timp, doamna director. Vă mulțumesc pentru prezență. Succes vineri, nu? Mulțumim. Succes, da, mulțumim. Și veniți cu medalii. Cu siguranță și noi plecăm să câștigăm. Nu știm să pierdem. Vom veni învingători. Acum, sincer să fiu, în sufletul meu vă doresc mult succes, dar am așa o urmă în care m-aș gândi că n-ar fi bine să veniți cu medalii, că dacă tot aduceți medalii, nu o să vă mai pot invita eu la emisiunea mea, o să vă invite colegul meu Marian Pușca și la emisiunea sportivă. Sunteți drăguți, noi vă mulțumim, dar eu îmi doresc foarte mult să venim învingători și dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, le mulțumesc colegilor mei și la anul cu siguranță vom fi și mai buni. Am înțeles. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu. Urmează o scurtă pauză de publicitate. Revenim cu a doua parte a acestei emisiuni. Bineînțeles, schimbăm invitatul și schimbăm subiectul. Publicitate.